Jaful deceniului a fost devalizarea Bancorex, iar asta ar fi fost strategia prin care să se ajungă la privatizarea celei mai mari bogății ale României, compania Petrom. Cea mai mare lovitură care a fost dată economiei românești a fost când a desființat Bancorexul ca să nu poată să aibă Petromul finanțarea asigurată cum era înainte. Petromul ieșea pe piață și atragea importuri, resurse energetice în România, prin Bancorex, a fost distrusă, a fost desfințată, ca să nu mai aibă Petromul posibilitatea să-și asigure finanțarea importurilor. Ca să o vândă! Păi sigur. De acolo până la vânzarea pe 2 lei a mai fost doar un pas. Un fost ministru al economiei a fost artizanul celei mai păguboase privatizări de după 1990, cea a OMV Petrom. Petrom a fost privatizat contra 600 de milioane și fonduri cash și nu știu cât, un miliard și nu știu cât. Nu știu exact toată treaba asta, dar știu un singur lucru. Că Petrom, în momentul când s-a privatizat, era cea mai mare companie din zonă. Era mai mare decât OMV. Cine a luat atunci pe 600 de milioane? Nu știu. Dar trebuie văzut ce s-a întâmplat. Năstase, are vreo vină atunci cu Petrom? Cred că dânsul ar trebui să spună. Dânsul trebuie să iasă să spună, nu am nicio vină. Eu m-am bazat pe studiile, rapoartele făcute de experți, dacă există. Și de ce nu se desecretizează? Desecretizăm contractul, pe nu mai are niciun rost acum. Eu mi-aduc aminte că pe lângă Petrom, da, sau Petrovul, au știut ce trebuia să facă anumite investiții, nu? Pot să spui de ce nu sunt? De ce nu le-au făcut? De ce nu treabă nimeni la ce stadiu se află la ora actuală îndeplinirea obligațiilor în contract? Pentru că nu este desecretizat. De ce nu e desecretizat? Ca să nu se afle exact care a fost distrugerea economiei românești. De ce, domnul? Hai să dau un exemplu. Domnul Popescu. Care băiat, bine pregătit, a reușit să-și facă o poziție foarte importantă. Cum de pe dânsul nu a întrebat nimeni nimic. Și au fost făcute foarte multe abuzuri timpul respectiv. De ce s-a privatizat cu OMV-ul Petrom? Trebuie să spune. OMV-ul este controlat direct. Pare până în 55% și indirect până la 65-70% de ruși. Și au dorit să nu fim independenți energetic? Noi? Să nu se distrugă capacitatea de prelucrare. Bineînțeles și pe cale de consecință și structura economică. Cum s-a privatizat să distruge un sistem cum rafineria de la Ploiești? Acolo se pregăteau derivate, se produceau derivate, derivate care trebuiau în sistemul de lucrare chimică. După Revoluție, caracatița corupției pe axa București-Moscova și-a întins tentaculele cât de mult a putut, peste tot, oricum și oriunde. Unul dintre cei mai importanți politicieni ai Rusiei, cel care a deținut controlul asupra Departamentului de Arme, cel care a fost șeful Comunității Statelor Independente, i-a recunoscut și recomandat lui George Păunescu să nu cumva să lase Austria, ci să pună mâna pe Petrom. Respectiv relația cu Austria. Volski a zis, George, era chiar la Viena. George, ce faceți voi cu OMV-ul? OMV-ul e enorm mai mic decât Petrom. Cum se pula face ceva? Faceți cu Gazprom, faceți cu Lukoil, faceți cu companii puternice, dacă vreți, despre ruși. Dar voi aveți posibilitatea să-i aduceți pe cei din Polonia. Voi este cei mai mari din toată zona asta. Luați Polonia, vă uniți și asigurați o forță pentru sectorul petrol și gaze. A fost la o dezbatere pe televiziune și a zis domnul președinte Iliescu că să nu facem nimic legat de petrol decât prin țări care sunt apropiate de noi, Austria legată de noi. El a zis că
Iar când s-a întâmplat Volski fost la Moscova, ce să nu vă legați de Austriece. Austriece nu sunt OEV-ul, nu sunt compania publică a statului austriac. Compania care direct controlată de ruși peste 51%. Și el îmi spune, de ce vreți să faceți acolo? După treaba asta, fost la Moscova de câteva ori, dar eu n-aveam cu rușii. Mă uiteam cu mâna întinsă, dați-și mie ceva de la ruși. Eu n-am cerut nimic de la ruși. Absolut, nici de la ruși. Eram respectat foarte mult. Tot ce am făcut cu ei, nu au fost decât relațiile astea de dezvoltare a suportului întreprinzătorilor. Nu doar privatizarea Petrom este opera statului paralel, și alte companii importante au fost date pe degeaba străinilor. În afară de Petre Roman, cine mai era în statul paralel? Nu știu că era în statul paralel, dar era prezent acolo tot timpul, Daniel Popescu. Daniel Popescu a făcut istorie în domeniu, este un băiat inteligent. Dar știe mai bine, știe cel mai bine, domnul Talpeș. Însă știe ce s-a întâmplat cu Petromedia. Știe de ce Petromedia a fost trecută după o proprietate pe alta. Pentru ce s-au făcut anulările de datorii care le avea Petromedia față de stat. Domnul general Talpeș a încercat pe toate căile să blocheze treaba. Și cine nu l-a lăsat? Deci, președinte era tot domnul Iliescu. La industrie era tot domnul Daniel Popescu. Nu cred că e lipsit de sens să te gândești că Rompetrol, firma domnului Patriciu, a cumpărat Petromedia cu finanțare de la o societate financiară din Belgia, la Olanda. Chiar nu le știu pe toate chiar așa. Dar așa s-a întâmplat. Finanțarea de a cumpăra Petromedia de Rompetrol s-au făcut banii din societății din Belgia, unde acționarea la Banco Rexa. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri și despre serviciile de informații. George Păunescu își amintește cum a trebuit să dispară din România după ce Constantinescu și serviciile ar fi aruncat pe masa procurorilor un dosar cu peste 20 de capete de acuzare. Păunescu neagă că ar fi comis el infracțiunile, ba chiar dă vina pe șeful serviciilor de la acea vreme. Plecarea mea din România a fost determinată de, așa zisa, nu așa zis, de modul cum au înțeles să facă ancheta legată de ceea ce cei au găsit la mine. N-aveau absolut niciun document. Când m-au chemat pe mine la procuratură, au venit cu o listă de 21 de capete de acuzare. Bine? Alea 21 de capete de acuzare nu era niciunul real. Atunci a început lucrătura la Măgureanu împotriva mea. El mi-a cerut să particip la niște acțiunile lor. Și a spus atunci că eu nu fac parte din ce vede. N-au încercat pe toate căile să facă ceva. N-au putut, că n-aveau cum să găsească. Eu cunoșteam tot ce se întâmpla în economie, pentru că eu m-am ocupat de economia românească timp de 8 ani, 9 ani. Le era frică de ce știați? La moment. Sigur că era frică. Și mi-am dat seama că totul ce era pus în spatele meu, în spinarea mea, era o făcătură. De asta s-a așa și s-a întâmplat. Nu au putut să facă niciun fel de acuzare. Dar pentru că ăștia vreau întotdeauna din să mă aresteze, n-au avut niciodată posibilitatea să cunoști ce a făcut Măgureanu. Ca să aflu mai târziu că, într-adevăr, el a organizat să trec tunele anti-americane făcute aici în România. N-am înțeles deloc pe ce Măgureanu a făcut treaba asta. Poate că a fost, așa se întâmplă, serviciile își vând între ei informații și își vând și persoane de atac. Și el era vândut? Sau sigur. A vândut? Sigur, era și vândut și a vândut. Controversatul om de afaceri a aruncat zarurile și a spus și cine a profitat de căderea comunismului și a furat miliardele țării. Câți bani lipsesc la ora asta din România? 400 de miliarde. Și în fiecare an pleacă 43 de miliarde net de impozitate din țară. Cred că după Revoluție s-a mai furat în plus față de aia 400. Dar unii au... Deci 400 de miliarde cuprind, cred că, și tot ce s-a furat în timpul căderii sistemului. Cine i-a luat? Păi întrebați-l pe Pascariu. Ce a făcut el cu banii? Statul paralel. A luat din bani? Păi sigur că da. Mulți? Păi, toți? Raluca.
Te întreb eu pe tine. De ce se construiește stat paralel ca să nu fie controlat de lege? Când vorbim de statul paralel, vorbim de statul de acei oameni care au dețin informații despre persoane, despre date, despre resurse financiare, economice. Mai există cineva în România viu, mă refer, să trăiască cineva din România care știe cine a mai furat banii de după Revoluție și ce s-a mai întâmplat cu exactitate după Revoluție? Da. Am 3 cunoștințe care vă fac, dacă vreți, în ultim moment, un inventar cum au furat banii. Banii nu se fură numai, le-a spus, și apungile și să cărăgăle pe oșe. Le fură prin sistemele